UPL vă recomandă pachetul Fini plus Chinara. Economici, nu? Bun, am revenit în direct împreună cu domnii Nicu Vasile, Daniel Botanoiu și Florin Ciurdariu. Am discutat pe seama acestor pesticide, mai abordăm și alte subiecte, pentru că n-aș vrea... O să mâncați carne în laborator, pe o mâncați, aia deja există, e realitatea aia. E realitate, domnul Ghinea. Da, asta. Carnea în laborator este realitate, carnea vegetală este realitate, astăzi, pe, în McDonald's, uite, Statele Unite, că treceți cu avionul dincolo 15 ore și mâncați ce preț dumneavoastră. Mergeți mai aproape la Bruxelles, mâncați și o lăcustă și un vierme de făină, găsiți, le găsiți, adică piața e liberă. Asta spune. Deci acum dacă găsim ceva, un musc în mâncare, nu mai sunt. No, nu, nu și treabă. 2500 de insecte se consumă. Deci spuneam chestiunea asta legată de carnea făcută prin laboratoare și tot ce înseamnă modificări, că asta de fapt e codex alimentar. Da. Deci toate modificările astea, tot ce introduce în alimentația populației în Europa, fiecare parlament din fiecare țară trebuie să decide, să zică da, domnule, da sau ba. Nu poți să introduci în alimentație așa. Dar ei ce fac? Profită de un regulament care nu vor să-l discute cetățenii ăștia, ei se ocupă cu UVM-urile, cu pesticide, cu lucruri interesante, nu cu astea serioase de alimentație. Spune, domnule, pentru binele cetățeanului, consumatorului european, trebuie să reducem. Păi, dar nu vreți voi să umblați și aici? Ia umblați la regulamentul ăla cu alimentație, dacă tot vă pasă de ce se întâmplă, da? Și atunci o să vedeți fragmente din insecte care sunt introduse, că alea nu sunt reglementate, ați înțeles? Și asta zice, domnule, păi ce, eu am dus toată lăcusca, nu, am dus tot viermele de bambus, nu, am dus numai jumătăți din ei. Numai mușchiulețul de... Numai mușchiulețul, da? Și astea sunt permise, astea le permit. Dar biotehnologia să încreze soia aia, să consumă mai puțin, pentru că ce se întâmplă? Astea toate, deci tot ceea ce vedeți genetic, asta, investiția asta în cercetare, în nanotehnologii, asta nu e un avantaj decât pentru fermierii mici mijlocii. Și pentru mari, evident, dar mici și mijlocii profită. De ce? Pentru că tu reușești să ajungi și tu la finalitate cu ceva, să ai și tu să-ți recuperezi cheltuielile de producție măcar. Că aici e bătaia pește. Să-ți recuperezi ceea ce ai investit acolo. Dumneavoastră nu vedeți. Zice, am fermă, sunt fermier. Bun, și ce ai acolo? Păi 5 hectare de porumb, 2 de grâu. Păi și tu ești fermier la... Păi ia-l, frate, la valoarea economică, cum discutam mai devreme. Ia la valoarea economică, să vezi, hrănește familia tot anul cu alea 7 hectare cu grâu și porumb? Nu. A, ai 7 hectare cu legume? Stai, tată, discutăm. E alt film. E altceva. Tocmai lucrurile astea, deci lucrurile astea, repet și mă întorc la, nu știu, am și eu câte, sunt două idei, dar sunt fixe ale mele, cu politicile publice, cu piața, asociere și finanțare. Deci dacă le reglăm pe astea prin politici publice, atunci lucrurile se simplifică. Deci putem să discutăm noi generalități cât vrem. Da? Lucrurile astea trebuie să se întâmple, că dacă nu se întâmplă, o să vedeți. Proiectul zice reproducția la pasăre și ajunge ăla de la direcția agricolă, nu știu care, să interpreteze. Zice, nu te înscriu un program că n-ai copie după buletin. Bun, pune să ia copie după buletin, înscrie-l în program, că nu-i dai bani, îl înscrii în program. Zice, nu, autorizație de construcție, autorizație de mediu, ți-o cere de la început. Păi zice, am avut în conservare, de aici încolo, dacă câștig programul, mă duc și mi-l iau, că nu mă apuc de program până nu mă duc să-l iau. Corect. Plătești, cum ți-am spus, în program. Deci, cum mi s-a întâmplat mie cu proiectul, vine ANAF-ul, zice, băi, plătește-mi datoria. Și după aia vine ăla la proiect, de ce ai plătit datoria? Păi am plătit tot statul, frate. Eu nu m-am dus să o dau la particular, să o dau altcuiva, am plătit tot statul. Deci, astea sunt lucruri care sunt interpretabile. De ce? Pentru că nu sunt clare politicile. Nu mai pune, mă, dar, virgulă, poate, virgulă. Nu, frate, imperativ, faci asta. Ai făcut asta? Ai luat ceea ce trebuie. Vă întreabă domnul Puiu Ilisei, nu e subiectul emisiunii, dar mă roade o întrebare la care invitații dumneavoastră ar putea avea o opinie. Cum putem salva proiectele AFIR în derulare în cazul taurinelor la Îngrășat? Un exemplu care în acest moment te bagă în faliment, dar ești obligat să respecti un studiu de fezabilitate făcut în vremuri senine. Deci ești obligat să crești animale știind că te îndrepți spre colaps. Cum putem îndrepta această eroare din contractele făcute pe fonduri europene prin care ești obligat să respecti studiu de fezabilitate indiferent de condiții economice? Cum s-ar putea îndrepta? Mm. Cu bani.
Ieri am avut o discuție tot la fel pe o crescătorie de studii. Dacă îmi dați voi numai un pic. Imediat stați să-l ascultăm pe domnul Vasile și imediat vă dau. Noi nu avem o situație pe aceste fonduri europene. Au fost acordate, s-a făcut proiectul, iar la un an de zile au venit în control. Cazul acestei crescătorii de sturioni, am înțeles, era pe... Inclusiv trebuia să pună panouri fotovoltaice pe acoperiș, numai că la capacitatea respectivă au mai pus și lângă clădirile respective. Și pe acoperiș și a spus, ce caută asta aici? Și l-a pus să dea toți banii înapoi. Acum este scoasă la vânzare. Afacerea. Deci că a pus panouri și pe jos și pe acoperiș? A spus că nu respectă proiectul. Și sunt multe proiecte pe fonduri europene care au aceste probleme. Nu, dar culmea, stai, cred că știu despre cine este vorba. Nu cred că a făcut-o de capul lui. El a cerut niște aprobări. Și a cerut aprobări, da, corect. A zis, da, da, avea hârtie, a zis, da, poți să pui. Zice, e bine că ai sistem, dar o consum tu energia. Și a zis, da, domne, pentru mine, că fac, uite, reproducție, da, fac asta. Și după aia, la final, a venit alt cetățen și a zis, a, păi nu e bine ce a zis el. Că vine, asta e, vine ăla de la județ, după aia zice, bă, știi ce, ia du-te tu la central, să zică ăia de la centru că avea, e bine avea sau avea aprobările de la centru tot. Da. Iar acum m-am plecat, e plecat din țară. Da, mă, nu vezi de seama, dar leargă cu... Adică nu se poate, sunt foarte multe proiecte pe fonduri europene care acum sunt scoase la mezat. Da, de interesant aia cu domnul Elisei, dar după domnul Ciurdariu. Da, vă rog, domnul Ciurdariu. Voiam să... discut un pic despre fermier în viziunea domnului Botănoiu. 5 hectare de grâu, 2 hectare de porumb versus 7 hectare de legume. Vedeți dumneavoastră, 5 hectare de grâu și 2 de porumb le face un singur om, un tractor românesc, un disc, un plug, adică fără o investiție prea mare și cu forță de muncă un singur om. La 7 hectare de legume, investiția este foarte mare, forța necesară, forță de muncă foarte mare și vorbim de niște costuri salariare enorme. Pe păi nu, dar cred că vorbea de lucruri diferite. Deci discutăm de lucruri diferite, domnul. Deci eu dăteam un exemplu. Sigur că da, nu, păi dumneavoastră și mai devreme n-ați înțeles cu sămânța și cu biotehnologiile, cum nu înțelegeți nici asta. Eu am dat un alt exemplu. Am spus, nu poți să contezi în piața asta, adică să te duci să-ți vinzi produsele tale, dacă tu te vei duce cu grâul de pe 2 hectare. Nu te ia nimeni în calcul să-ți dea un preț corect, să-ți recuperezi cheltuielile. Asta spuneam. Eu voiam să scot altceva în evidență, domnul Botănoiu. Lipsa forței de muncă, indiferent despre ce fermier discutăm. Aia o simțim cu toți. Atâta timp cât noi nu avem niște condiții clare și legi care să faciliteze accesul oamenilor spre agricultură, adică statul să nu-mi ia 50% din... Într-o lună de zile, dumneavoastră aveți în fermă un salariat, căruia îi dați 5.000 de lei, da? Pe gata de muncă. 2.500 spre statul român, 2.500 la el în buzunar. Statul român s-a trezit la aceeași oră cu el dimineața și a stat 12 ore la dumneavoastră în fermă? Nu cred. Ceea ce nu mi se pare normal să ia statul 50% din drepturile lui salariale. Asta e vorba. Discuție. Nu contest sau nu că nu am înțeles ce spuneți dumneavoastră vis-a-vis de 2 hectare de grâu, 3 tone de porumb acolo. Normal că nu contest. Vorbim despre altă eficiență economică, despre alte cifre și mai departe. Nu. Sigur, susținem productivitatea și rentabilitatea unei ferme mari și așa mai departe. Vorbeați de proiecte pilot. Aproape de dumneavoastră este AgroServ Măriuța, da? Domnul Șerban, care este un proiect, este un pilot, este o chestie de urmat la nivel național. Păi ce în tot Ministerul Agriculturii a luat cineva exemplul lui Șerban să zică ăsta e modelul de fermier care trebuie subvenționat, ăsta e modelul de fermă care trebuie noi să băgăm bani din ea ca să creștem zootehnia și așa mai departe. Nu. Suntem ca și iepuri în câmp. O ia fiecare încotro vede cu ochii, care reușește, care nu. Adică nu există o politică coerentă a statului român și o direcție clară spre ceva. Ceea ce spuneam mai devreme, asta am spus, lipsesc politicile publice care este obligat să faci lucrul ăsta. De acord cu dumneavoastră, dar eu și cu Nicu Vasile nu le putem face, că nu ne ia nimeni în seamă. Păi nu, dar de ce dumneavoastră cu Nicu Vasile? Eu unde sunt? Că și eu sunt fermier ca și dumneavoastră, n-am nicio treabă.
publicați. Stăm puterea dumneavoastră să modificați legea, nu stăm să faceți puterea mea. Legi, deci stăm puterea mea, domnului Nicu Vasile și a dumneavoastră. Eu n-am, deci nu sunt angajatul ministerului. Nu mai e de mult timp domnul Botănoi acolo. Deci cred că dumneavoastră asta n-ați înțeles și mă întrebați pe mine de ce nu fac alții, ce trebuie să fac astăzi. De 3 ani de zile ei fac ce au de făcut acolo, nu eu trebuie să fac. Da, bun. Dar ține de noi, că noi putem influența să facă ceea ce au de făcut, asta vreau să vă spun. Haideți să luăm 10 secunde de publicitate, că asta chiar ține de noi. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritecno. Am revenit. Haideți să vorbim un pic de prețul cerealelor. Spuneați dumneavoastră că tot timpul fluctuează și, din păcate, sunt destul de mici prețurile în momentul de față. Domnul președinte Vasile, ce facem, domnule, că oamenii sunt nemulțumiți? Avem vreo soluție în momentul ăsta? Care ar fi soluția să primească bani mai mulți pe ce au muncit? Pe producțiile alea mici care sunt? Ce spuneam și puțin mai devreme, politicile României trebuie să se bazeze pe consumul populației. Da? Ce înseamnă asta? Având acest consum, trebuie să vin cu asolamente, trebuie să vin cu producții, după care să fac ce? Valorificarea lor. Nu trebuie neapărat să mă duc doar pe piețele comunității europene, din moment ce am aproape mai mult de 1 miliard de locuitori ai acestei planete care suferă de foame. Am nevoie de materii prime și eu. Dar ai și 1 miliard de obezi. Da, bun, haideți să nu ne... Da, astea sunt țările dezvoltate. Așa. Eu discut de cum făceam înainte partea aceasta de schimburi de produse cu țările din Africa. Deci mă duc pe palierul acesta. Nu mă pot duce cu țările puternic industriale. Bun, ce facem? Dar noi nu creăm decât prețul ăsta al cerealelor. Asta vreau să aflu de la dumneavoastră. Ce facem? Există vreo variantă, vreo posibilitate în momentul ăsta să influențăm noi ca țară, ca stat, dumneavoastră, ca asociații, să fie un preț mai bun? Păi, nu știu. Din moment ce noi acceptăm tranzitul acesta, păi uitați-vă la floarea soară. E blocată piața, da? Eu vin cu floare din România, din Ucraina, care nu respectă trasabilitate și toate celelalte lucruri. Fermierul român trebuie să cumpere produsele astea care le impun eu pe piața românească și cu asta. Deci n-am politică. Deci nu există politici. Noi, politica este de a duce spre faliment. Uitați-vă greu de decapitalizare a fermelor din România. Eu de asta discut de strategii de profitabilități pe grupe de ferme. Dați-mi mie ce înseamnă fermierul mic, mare, ce înseamnă cooperativele. Am văzut statistică. Bun, pe fructe. Dar în de unde ăsta, are România aceste 400 de... Alta e situația fermierilor mari, mici și mijlocii pentru prețul cerealelor? Adică dacă ești mare, ai o altă situație față de la mic și mijlociu? Că eu vreau să înțeleg lucrul ăsta. Diferența nu este mare. Deci nu mai să... Domnul Ovidiu, eu aș încerca o idee. Vă rog. Pe care cred că am mai discutat-o, și anume achiziții în situații de securitate națională. Adică, atâta timp cât există conflictul, atâta timp cât există neliniștea asta și regională și globală, automat, cel puțin pentru consumul intern, ar trebui făcute aceste achiziții. Nu vorbesc de stoc, de intervenție, nu vorbesc de ceea ce știți dumneavoastră. Și sunt entități în România care ar putea să facă lucrul ăsta. Amintiți-vă că în trecut am făcut-o. Aveam ADS-ul, a luat la un moment dat produse de la cei pe care le concesionase terenul, lua produse în schimburi redevențe. Amintiți-vă. Și cred că ai putea să faci un stoc de achiziții pentru de grâu, de pentru perioada asta de criză, de 3 milioane jumătate de tone, așa cum s-a întâmplat în Slovacia nu de foarte mult timp. Da? În momentul în care s-a terminat criza, sigur, închizi aceste achiziții și cu asta basta. Ce ai reușit prin acest stoc, prin aceste achiziții? Să asigure o continuitate, o predictibilitate prețului producătorilor din România și să garantezi consumatorul din România că va avea pâine în momentele astea tulburi. Bun, da? De acord cu dumneavoastră, mâine, dar cu niște observații aici. Producătorul român în momentul de față, eu nu cred că are problema asta că n-are cui să vândă. Că să găsesc, cumpărători suficienți. Numai că nu le oferă un preț mulțumitor. Păi, nu s-a blocat piața, adică nu, că nu există. Auziți? Bun, dar statul își permite să plătească un preț mai mare? Adică ce spuneți dumneavoastră? Deci care companie ar putea să liciteze cu statul?
își permite, pentru că nu e, nu e toată cantitatea de piață, e stocuri. Păi, e stocuri, dar până la urmă o să apară și aici Consiliul Concurenței și o să zic că stai, mă, tu ca stat, păi, dacă greu să vinde... Concurenței nu. Să vorbească în condiții de pace. Noi discutăm că avem un război. Bun, da? Dar dacă se vinde greu în momentul ăsta, discutăm niște lucruri ipotetice, că da, ele nu se întâmplă. Dacă vinde cu 1400 de 1450, exact cât a avut costul de producție. Da, de 1400. De păi 1000, și o să apară unii și alții să zică după aia, păi stai, bă, eu aș fi vândut și eu cu 1450. Este licitație. Este licitație, dar pentru asta, ăsta e scopul. Securitatea alimentară, să putem să o creăm. Da? Nu mă duce pe mine că așa, sunt client sigur, dacă eu mă duc să dau grâu cu 90 de bani, acum găsești o groază, de da. Cetățeni care, care vor. Ca să nu vă mai zic că am vândut, cred că acum două zile, am vândut vreo 100 de tone de grâu, că îmi trebuia să cumpăr ce trebuia. Și îmi zice, contractul 1550, ați înțeles pe contractul meu. Și după aceea începe în contract acolo ce transportul de la bază la mine, bă, stați o clipă, păi din 1550, voi mi-l duceți mie în 1350, nu? În final. Și am zis, bă, dar revizuiți-vă atitudinea asta că vreți să-l semnați cu mine. Și până la urmă am discutat ceea ce am discutat, aia l-am plătit. Dacă nu ești atent cu ei, bă, toți vor să te fure. Dacă poate ăla de la Bayer să te fure... Nu, este o negociere de forță aici, discutăm de o negociere de forță. Și asta este ceea ce spuneam mai devreme. Păi dacă noi rămânem 2 hectare, 5 hectare, 7 hectare, că o să... Nu mai e putere de negociere, da. Păi e putere, deci tu acolo nu reușești să faci din 850.000, că am văzut un interviu al dumneavoastră, spunea cineva, zice, domne, fermieri adevărat sunt 20.000, nu 20, hai pune 50, ai 100.000. Păi dacă tu nu reușești 100.000 să ai o voce la ăștia 100.000, înseamnă că avem o problemă, noi avem o problemă. Ați înțeles? Cu răutățile astea, că ăla, cu ăla, cu ăla, noi trebuie să venim cu soluții. De teamă la oameni. Deci am venit cu soluția, cu s-o pe masă, trebuie să țină cont de ea. Nu ține cont de ea. De foarte multe ori te duci și zice, da, domne, ne-am întâlnit cu cine? Popescu, Ionescu, Florescu, asociația cu tare, dar tot ce știe tot aia face. Și păi de-am avut discuție cu ei. Da, domnul Ciurdariu. În Ungaria, în Ungaria și în vestul țării, nu se cumpără nici măcar un bob de orz. Există orz la vânzare, cât doriți dumneavoastră, nu-l cumpără nimeni. Ia dați-l cu 50 de bani, să vedeți cum îl cumpăr. A, nu, nu, nu. A, păi... Bun, asta discutăm. Discutând cu anumiți crescători de animale, spunea următorul lucru. Aducem din Ucraina la niște prețuri care nu pot fi comparate cu ceea ce există în România. Măsură de criză, exact ce spunea și statul, dar fermierul român ce e? Din platou, fără e client captiv. Da. Adică mai presiunea stocurilor acum, presiunea stocurilor și acreditelor. Altor crescători, aceste cereale nu le mănâncă animalele. Nu le mănâncă. De ce? Nu știm. Ei, nu știm. Da. O să le mănânce până la urmă de foame. Și atunci, sigur că agricultura românească, fiind România lângă Ucraina, da, avem această competiție care, sigur, nu este corectă. Da. E competiție. Bun, dar vi se pare viabilă soluția asta propusă de domnul Botanoiu? Eu că explicând-o am înțeles mai bine cum stau lucrurile de fapt. Credeți că s-ar putea aplica? Acum să fim sinceri, să discutăm deschis. Noi ca țară nu ne putem noi împotrivi să nu mai treacă cereale din Ucraina. Când e dată comandă de la Europa de sus, noi întotdeauna capul plecat, așa am fost în istorie, așa suntem și acum. Deci asta o... Da, ăla zice, sunt țările sărace, că n-avem noi mâncare, aici e închisă discuția. Nu o să iasă România mod să zică, nu mă, noi lăsăm pe ăștia să treacă, să o ia pe unde vrea. Tranzitarea este una, da? Tranzitarea este una și vânzarea... Acum știți cum e, mai sunt niște chestii scrise așa printre rânduri pe care cine le poate citi, le poate citi și cu tranzitarea asta, că nu suntem toți... Nu vă spărați, am o întrebare la dumneavoastră. Considerați că business-ul se face cu sufletul? Business-ul în comunitatea europeană? Nu, nu se face cu sufletul, nu. Și de ce țările mari au prieteni? Au doar clienți. Decât clienți, exact. Și atunci, cred că am spus totul. Deșteptul promite, fraierul crede. Aici suntem. Fermierul român este un fermier. Bun, dar ce vă rămâne de făcut captiv în condițiile astea? Eu asta tot încerc să am. Nu e cum să cumperi dumneata. E bună cât cumperi? 30 de milioane de tone? Mie mi se pare bună, dar dânsii să spună că ei sunt fermieri. Eu nici n-am de vândut, nici de cumpărat. Adică eu am de vândut. Dumneavoastră aveți, dar eu n-am nici una, nici alta. Haideți să fim reali. Dom'le, stați puțin, realiști suntem, dar vreau să le găsim la oamenii ăștia cu adevărat niște soluții. Că așa discutăm mult și bine. Există vreo soluție în momentul ăsta sau nu există? Dacă nu, încheiem subiectul. Dacă spuneți clar. Nu există. Există, domnul Ciurdariu, vreo soluție? Din moment ce tu exporți... Care e soluția? Există.
Unu, este constituirea unui stoc, da, la nivel național, exact ce spunea domnul Botănoiu. Doi. Cât de mare? Facilitarea 3 milioane jumătate de tone. Și la restul ce faci? Cât bani? La producție. Facilitarea unor credite pentru stoc marfă, da? Cu dobândă zero, garantată, creditul garantat de statul. România nu are bani. Ai 1000 de tone. Ai 10.000 de tone de cereale pe stoc. Ok, îți dăm credit valoarea cerealelor. A, pentru un an de zile, succes. Ați înțeles? Adică soluții sunt. Pentru că Ucraina nu va produce la infinit atâtea cereale care să satisfacă o piață internațională la nivel mondial. Se vor termina. Când Ucraina vinde în disperare, nu mai contează prețul, să vândă. Să-și asigure niște bani acolo, să trăiască, să supraviețuiască. Asta e adevărul. Afaceriștii din Ucraina. Afaceriștii, dar și afaceriștii cumpără de la oamenii amărâți de acolo, care au de vândut. Afaceriștii, să fim, că nu sunt ucrainieni uni. A, bravo. Mai bine atunci. Na. Așa și. Și al doilea lucru pe care vreau să-l spun, da. Doamne, haideți puțin să fim... Așa, gândiți-vă un pic și la un... Avem prețul la motorină, cât e? 8,5? A mai scăzut acum, da. 8,5, da. Barul deci, 90 deci, de ca de să dolari, ne asigurăm, da? Să ne asigurăm, atenție, de ce n-ar trebui să luăm acum în calcul constituirea unui stoc de rezervă? Că și asta o să ne trebuiască. Dacă mâine s-a terminat cu conducta aia care mai vine pe aici, ce face? Închidem agricultura, că asta nu se poate închide, asta nu e industrie. Zici, domne, am o tonă de metal, fac o tonă de șuruburi. Când pot? Aici nu, a trecut ziua, la revedere, nu mai faci. Vaca aia nu stă, îi pui tu robinet. Sau oaia îi pui robinet și zici, bă, mai ai răbdare, că n-am motorină din venită. Săptămâna viitoare te cauți. Înțeles? Da. Și atunci, cred că astea două lucruri de stocul ăsta pentru securitate națională și stocul ăsta de motorină, plus, evident, partea asta de creditare, astea sunt lucruri care pot fi făcute. Analizate și făcute. Vă rog, domnul. Eu am trebuit să fim... Bun, eu zic că trebuie să facem strategii, ce spunea domnul Botănoiu, are în parte dreptate, dar România extragea... Nu strategii, te rog frumos. Am planuri. Alergie la strategii. De, politici mă rog. Publici. Politică publică e mai altceva. Mult. E mai când spui public, mă gândesc la... Nu, mai angajăm la bugetul de stat. Nu, lasă aia. Da. În primul rând, România extragea undeva la 7 milioane de tone de țiței din zăcămintele noastre. Deci avem petrol sau l-am vândut. Vrei cum știi că e ceva. Așa. Bun. Pe urmă, reducerea, din moment ce toate cerealele din România merg în Orientul Mijlociu, ți-a cerut Orientul Mijlociu la cumpărare trasabilitate? Refuzată trasabilitate. Păi de ce? Dacă cumpără din Ucraina, fără... Dar nu cere nici Comunitatea Europeană. Din moment ce eu cumpăr porumb modificat genetic. Dar Egiptul ai avut, ai livrat vreodată, eu am vândut lor. Deci își cere, trebuie să ai. Nici macul ăla nenorocit, să n-ai boabe de mac. N-a fost... Nu, eu spun, eu mă refer cu cei de la Comcereal Craiova, Dolciu. Nu, lăsați aia ceva, nu confundați lucrurile. Păi nu confundăm. Eu mă refer la produse fitosanitare. Și mi-au produse mai ieftine. Păi nu le amestecăm, deci noi vorbim de exporturile astea de grup, ca să poți să dai. Acum nu mai discută nimeni, deci analizele mai respectă la bunele practici agricole în Rusia sau în altă parte, nu, dar vinde pe piață. Vinde pe piață, asta și te concurează, nu? Evident. E concurență corectă, loială. Bun. Haideți să luăm pauză și după am și eu o întrebare de la domnul Păunel. Pe 11 e interesant. Greșeam, unde sunt?